Morala e un șoc când se întâmplă așa ceva. Ăsta a fost primul gând, să demisionați? Am avut și această variantă în analiză. Am făcut analiza situației politice. O demisie n-ar fi dat nicio șansă candidatului opoziției la alegerile prezidențiale. Probabil că aș fi fost blamat de toată dreapta dacă făceam un astfel de gest, deși pentru mine cel mai ușor era gestul demisiei. Nu ați fost în vizită la fratele dumneavoastră pe timpul arestului? De ce? N-am fost, dar m-aș duce, sincer să fiu, aș vrea să-l văd și mi-aș dori mult ca după ce a citit dosarul să poată să-mi dea explicații mie. S-a întâmplat această nenorocire pentru mine, arestarea preventivă a fratelui. Ar trebui să fie o probă de independență a justiției și nu una cu care să-l acuzi pe președinte pentru ce a făcut un om de 60 de ani, dacă a făcut, repet. S-a încercat această mediatizare, corupția din familia președintelui. Familia, eu nu-mi reneg fratele, este fratele meu și când îmi voi termina mandatul, voi încerca să-l apăr public. Fratele este o rudă de rangul 2. Nu trăiesc zi de zi cu el să-mi dau seama ce face. Nu spun ca o scuză, ci ca pe o realitate. Nu mă derobez de fratele meu. Suntem din același sânge, îl iubesc cu toate necazurile pe care le are, dar pentru moment sunt președintele României. Și eu susțin faptul că clanurile de romi, în primul rând, au protecție politică. De regulă, ea este însoțită și de o protecție a instituțiilor statului. La ce ar folosi politicienii aceste clanuri, domnule președinte? La alegeri, la obținere de resursă financiară pentru campaniile electorale și chiar la venituri personale.